Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Previziunile meteorologilor s-au adeverit din nou. Un nou episod de vreme rea s-a bătut asupra județului nostru, iar 4 drumuri naționale și 5 județene au fost închise din cauza viscolului. Din cauza rafalelor puternice de vânt și a viscolului, în această dimineață mai multe drumuri județene au fost închise circulației. Acestea sunt DN23, tronsonul Nănești, Măicănești, limita cu județul Brăila, DN23A, tronsonul Gologanu, Ciorăști, DN23B, tronsonul Măicănești, Ciorăști și DN2N, tronsonul Bogza, Dumbrăveni. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, pentru siguranța participanților la trafic, s-a dispus închiderea circulației pe următoarele tronsoane de drumuri naționale: 2N Bogza Dumbrăveni, 23A Gologanu Tătăranu Ciorești, 23B Măicănești Ciorești Codrești, 23 Măicănești și limita cu județul Brăila. De asemenea, s-a dispus închiderea pe următoarele tronsoane de drumuri județene: 202F, 204B, 202E, 204E și 205H. Autoritățile au acționat și astăzi în sprijinul populației pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate, acțiunile de intervenție fiind monitorizate și conduse de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. În jurul orei 9:30, un utilaj de dezăpezire din cadrul secției drumuri județene a acționat pentru deblocarea a 2 persoane care au rămas blocate cu autoturismul în zăpadă pe drumul județean 204E în zona Doaga. Intervenția a decurs fără probleme, autoturismul fiind deblocat la scurt timp de la apelul la 112. Autoritățile acționează în continuare pentru degajarea căilor rutiere și redeschiderea traficului pe drumurile închise. Inspectoratul pentru situații de urgență Anghel Saligny al județului Vrancea recomandă tuturor celor care circulă în zonele afectate de nămeți să respecte recomandările autorităților, să nu încerce să forțeze accesul pe drumurile blocate și să semnaleze orice situații de urgență la numărul unic 112. De asemenea, autoritățile au hotărât să închidă 5 tronsoane de drumuri județene din cauza nămeților, după cum urmează: Domnești, Păunești, Bălești, Mihălceni, Tătăranu, Măicănești, Sihlea, Voietin și Panciu Haret. În această dimineață, 2 persoane au rămas blocate în troienele formate de viscol. Persoanele se aflau într-o mașină pe drumul dinspre Tișița Tecuci și satul Doaga. Cele 2 persoane nu au prezentat probleme medicale și au fost scoase din nămeți de autorități. Autoritățile au intervenit încă de la primele ore ale zilei pentru ca traficul din Focșan să se desfășoare în condiții cât mai bune. S-a intervenit începând cu principalele artere și mai apoi cu străzile secundare. Cu toate acestea, au fost și conducători auto care au fost nemulțumiți de cum s-a circulat astăzi în Focșani. În Focșan se circulă bine pe arterele principale, iar autoritățile fac demersuri pentru a curăța de zăpadă străzile secundare. Mașinile Direcției de Dezvoltare lucrează încă de la primele ore ale zilei în acest sens. În municipiul Focșan, încă de la primele ore, s-a intervenit în special pe bulevardele principale, bulevardul Independenței și bulevardul Uniunii București, până în cartierul Vândești, cu mașinile cu lamă și tăiuțe, având chiar întrebergător un echipaj al poliției locale pentru a degaja cât mai bine circulația. În paralel, se mai acționează și în cartier, e spus în cartierul Bacne, un cartier de a îndepărtat zăpada, și în cartierul la Minoiu, la fel, unde se adună zăpada cu poliția proprie. Echipajele la salubritate și la spații verzi degajă trotoarele pentru pietoni și în partea de sus și în partea de nord a orașului. Câte mașini ați avut astăzi pe teren? Avem 4 mașini cu lamă și sărăriță, buză excavator, teatru cu remorcă, un bobcat și 16 echipaje formate numai din oameni. 30 de oameni la salubritate și încă 15 la spații verzi. Ați întâlnit probleme deosebite, eu știu, mașini parcate neregulamentar care să vă împiedice, să vă încurce? Nu, momentan toate lucrurile au trecut normal cât ne-a permis vremea. Fără probleme. Oricum, aceste echipaje se lucrează în schimbă și zi și noapte, de aceea sunt atâtea oameni. Șoferii se arată nemulțumiți de situația drumurilor și de modul în care se circulă. Ziua, cum vă descurcați cu iarna asta? Binișor. Binișor? Da. Prin oraș, cum se circulă? Pe artierele principale se circulă mai bine, pe secundare mai rău. A scăzut numărul locomenzilor? A scăzut, da. Stau oameni în casă la fel. Da. Cum vă descurcați cu iarna asta? Ha, fain tare, pe bulevard să merge bine. Și în rest? Să vedi, că e mersul de gleznă. Cam pe unde sunt problemele în oraș? Tot orașul, în afară de Cuzavodă și ăsta, în bulevardul. Comenzile au crescut, au scăzut cu mine? Au crescut comenzile, dar au crescut, dar ajuns târziu la comandă. Omul pleacă. Sau dacă a trecut un altul, l-a luat el. Am înțeles. Asta e. Sănătate. De ce nu bagă pe aici? Uite, e piață.
Uitați cum stăm, noi plătim domeniu public, știți? Da? Lunar. Stațiile noastre le-ați văzut cum sunt? Că în loc de 5 mașini în cap 2? După ce viscolul a încetat, nu doar străzile trebuie curățate, ci și trotuarele. Firmele, asociațiile de proprietari și persoanele fizice au obligația să curețe aceste spații, fiecare în dreptul domiciliului sau al sediului, după caz. Suntem în plină acțiune, așa? Toată lumea e la înviorarea de dimineață. Mulțumim! Dumneavoastră dați un exemplu angajaților. Poate, poate și un exemplu, dar mai mult de atât avem o responsabilitate. Trebuie să curățăm zăpada, trebuie să facem ca traficul să desfășoare în condiții normale, să avem clienți. Obiectivul nostru este să pregătim magazinul ca clienții să ne viziteze. Cei care nu curăță zăpada și gheața de pe trotuare ar putea fi sancționați. Trenurile care au trecut astăzi prin gara Focșani au avut întârzieri cuprinse între 80 și 110 minute. Din fericire, călătorii care au ajuns la Focșani au avut parte de căldură în tren, dar s-au plâns de stratul gros de zăpadă depus în fața gării din municipiu. În această dimineață, trenurile care au tranzitat gara din Focșani au avut întârzieri destul de mari. Cea mai mare întârziere a înregistrat-o un tren internațional care a plecat din București și a ajuns în gara Focșani cu întârziere de 110 minute, mijlocul de transport fiind nevoit să stea mai bine de o oră în gara din orașul prahovean Brazi. O altă garnitură de tren care a venit tot de la București a avut întârziere de 80 de minute după ce locomotiva s-a defectat în apropiere de Buzău. A fost liber, dar a fost cald și bine în tren, a fost în regulă. S-a circulat mai ușor, dar bine. A avut întârziere? Da, o oră. Și unde a stat? Unde am stat? Unde a stat? Am stat în microbuz inițial, apoi am plecat spre gară. Unii călători s-au declarat nemulțumiți de modul în care s-a efectuat dezăpezirea în jurul gării, dar și de faptul că scările de acces nu au fost curățate de zăpadă, existând un risc major de accidentări. Ajung în comuna Sihlea, momentan nu are întârziere trenul, dar până la ora sosirii nu se știe niciodată. Și ca și condițiile din gară sunt foarte, foarte aiure, pentru că nu mi se pare normal să fie atâta zăpadă în fața gării, totuși gara din Focșani, nu din altă comună. Marea majoritate a celor care au vrut să plece din Focșani au stat la căldură în sala de așteptare cu ochii pe panoul care afișa mersul trenurilor. Gerul, viscolul și ninsoarea au alungat comercianții din piața Moldovei. Cei mai curajoși au ieșit astăzi totuși cu marfă pe tarabe. În așteptarea cumpărătorilor, aceștia se încălțesc cu ceaiuri calde. Prin piața Moldovei din municipiul Focșani bate vântul și la propriu și la figurat. Puținii comercianți care au scos astăzi marfa pe tarabe au ales spațiul din interiorul pieței. Vânzătorii s-au echipat cu geci groase, căciul și mănuși pentru a înfrunta temperaturile scăzute. Marfa o protejează cum pot și aduc în cantități mici pentru că vânzările au scăzut în această perioadă. Cum rezistați? Ei, n-avem control, uite, mai bem un ceai cald și stăm aici, ce să facem? Marfa cum o protejează? O aducem pe acasă, în baxuri, în delitul cu pătură și rezistă. Cumpărători? Puțin, puțin. Dacă vremea este așa neprielnică, nici cumpărătorii nu prea ies acum în perioada asta. Da, cât este, atâta este, sunt și noi cât sunt, pe aia plecăm acasă. Mutat înăuntru? Da. De ce? Pentru că nu se poate vin de afară. Cum este? Asta e. L-ați înghețat? Nu. E bine încă. Marfa cum o protejează? Foarte greu. Tot mai îngheață pe aici. Că asta e situația. Și mai pierdeți bănuiesc din marfă? Normal. Astăzi în piață puteți găsi cartofi, ceapă, varză, legume, fructe și verdețuri. În exteriorul pieței, cei de la administrația piețelor lucrau pentru a degaja spațiul de zăpada care s-a depus în timpul nopții. Zeci de vrânceni au ajuns în ultimele zile la spital după ce au căzut pe gheață. Pe patul de spital au ajuns și persoane cărora li s-a făcut rău din cauza frigului. O femeie a murit din această cauză. O femeie de 73 de ani a murit din cauza gerului din ultimele zile. Au fost persoane care au ajuns la spital în șoc hipotermic, dar și mai multe au ajuns la unitatea de primiri urgențe din cauza faptului că au căzut pe gheață și și-au luxat membrele sau și mai rău au suferit fracturi. De la sfârșitul săptămânii trecute, de când vremea a început să devină nefavorabilă, în Spitalul Județean Focșani au ajuns 4 persoane cu hipotermie. Din păcate, una, având și alte probleme de sănătate grave, nu a rezistat și a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital. Celelalte 3 sunt internate în secția de terapie intensivă, una dintre ele fiind în continuare în stare gravă.
Tot de la sfârșitul săptămânii trecute, la secția de ortopedie a spitalului au ajuns 61 de persoane în urma alunecărilor pe gheață. Dintre acestea, 12 au avut nevoie de internare, având fracturi grave, mai ales de șold. Pe un asemenea ger, persoanele care se știu cu probleme medicale, este bine să nu iasă din casă. În această perioadă cu temperaturi extrem de scăzute, medicii recomandă vrâncenilor să evite deplasările în aer liber. Dacă este neapărat nevoie să iasă din casă, aceștia trebuie să poarte neapărat haine adecvate vremii de afară, inclusiv căciulă, fular și mănuși. De asemenea, alimentația joacă un rol foarte important. Medicii recomandă consumul de alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate și trebuie crescut consumul de fructe, legume, supe și ceai cald. De asemenea, evitați sau reduceți cât mai mult fumatul și consumul de băuturi alcoolice. Centrul de acrământ Gălăciuc, aflat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, va funcționa pentru o perioadă doar cu zilieri. Asta deoarece Ministerul a dat afară 8 salariați din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea, iar forul Vrâncean a atacat deja în instanță ordinul emis de forul din București. Momentan, centrul de la Gălăciuc are un singur angajat, un muncitor necalificat. La finalul anului 2016, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea a primit o veste neașteptată din partea Ministerului Tineretului și Sportului. 8 salariați au fost disponibilizați printr-un ordin emis de ministrul Elisabeta Lipă, care a ajuns la forul Vrâncean abia pe 28 decembrie. Cel mai afectat a fost centrul de agrement de la Gălăciuc, unde a fost păstrată o singură persoană, muncitor necalificat, în situația în care sunt de administrat 8 imobile, cantina și cele câteva sute de locuri de cazare. Noi suntem pur și simplu foarte neplăcut surprinși, mai ales că nu știm care au fost criteriile care au stat la baza acestor reduceri. Pur și simplu a perturbat acest ordin al ministrului, a perturbat activitatea în integralitatea ei a instituției noastre. Cu părere de rău, se pare că Moș Crăciun a venit la noi anul ăsta cu globuri sparte. Da, asta e situația. Este o pierdere pe trei planuri, de fapt. Odată este vorba de om, de angajat, pentru că urmează o perioadă de incertitudine, mai mică sau mai mare, oameni cu experiență, oameni care nu știu ce să facă. Oameni cărora a trebuit ca să le dăm o veste, o veste acum de sărbători, o veste proastă. Sub aspect personal vorbesc. Este o pierdere pentru instituție, pentru că acești oameni au dobândit în să spun, cariera lor, abilitățile necesare pentru postul pe care îl ocupau. Este vorba de formarea lor în timp. Pe partea cealaltă, este vorba de o pierdere în cadrul societății, pentru că acești oameni vor să devină asistați sociali. Și vorba totuși de un sfert din personalul instituției publice, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea. Conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea a contestat deja în instanță ordinul ministrului la Curtea de Apel Galați și așteaptă o decizie favorabilă, mai ales că și alte 11 direcții din România au fost afectate de restructurări. Momentan, în tabăra de la Gălăciuc au fost angajați câțiva zilieri, dar nu va fi o soluție valabilă pe termen lung din cauza costurilor ridicate. Vrancea l-a pierdut pe cel mai bun sportiv al său din 2016, atletul Victoraș Ionuț Dogaru. Acesta a decis să concureze din acest an pentru clubul CSU Reșița. Cel mai bun sportiv al județului Vrancea anul trecut la sporturile olimpice, campion național și vicecampion balcanic la marș, atletul Victoraș Ionuț Dogaru și-a încetat colaborarea cu liceul cu program sportiv Focșani și s-a transferat la clubul CSU Reșița, club recunoscut pentru puternica secție de atletism cu sportivi specializați în probele de marș. Ionuț a participat la festivitățile de premiere organizate la finalul anului trecut de Consiliul Local și Primăria Municipiului Focșani, respectiv de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, și a petrecut sărbătorile la Focșani și din această săptămână s-a întors la pregătire la Reșița. În perioada următoare, în programul sportivului se află un stagiu de pregătire montan la Băile Felix, acolo unde va începe și pregătirea specifică pentru marș, probă care i-a adus și cele mai importante rezultate la cele mai importante competiții ale atletismului european și mondial. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, dar geroasă. Cerul va fi parțial acoperit.
Vântul va sufla în general variabil. Temperaturile minime se vor încadra între minus 11 și minus 9 grade Celsius, iar cele maxime între minus 4 și minus 2 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!